ci acela care are nevoie de cel mai puțin. Să învețe că există oameni care iubesc, dar pur și simplu nu știu să-și exprime sentimentele. Să învețe ca doi oameni, că doi oameni se pot uita la același lucru și că pot să vadă în mod diferit. Să învețe că nu este suficient să ierte pe ceilalți și că, de asemenea, trebuie să se ierte pe ei înșiși. Mulțumesc pentru timpul acordat, am zis umil. Ar mai fi ceva. Ce ai dori ca oamenii să știe? Dumnezeu m-a privit zâmbind și i-a zis. Doar faptul că sunt aici. Întotdeauna. Octavian Paler. Aș vrea să spun și eu câteva lucruri. Eu cred că și din această moarte, care vine la 80 de ani, dar tot de vreme vine, ar trebui să învățăm o lecție pe care am uitat-o și pe care nu practicăm decât atunci când nu se mai poate face nimic, și anume respectul față de valori. În 9 sau 7 sau 8, mă rog, în numărul din 9 martie al revistei Flacăra, revista mea Flacăra, am publicat textul unei declarații politice pe care am făcut-o în Senat și care în plină perioadă politică și de schimb de otrăvuri, încerca să ia apărarea lui Octavian Paler. Cineva mi-a spus, și poate își dă seama acum cât de absurdă observația mi-a făcut, dom'le, de asta ne ținem noi acum, asta e problema. Și zice, dom'le, asta e problema. Pentru că noi, dacă vrem să fim ceva, în afară de valoarea adăugată de care suntem noi fiecare în stare, trebuie să apărăm valorile. Și iată ce spuneam în Senat. Voi spune aici doar că în plin proces de demonizare a valorilor. Constat că și oameni care s-au ilustrat în anii din urmă atacând și stânga și erodând-o și păreau foarte supărați pe stânga, au ajuns să fie obiectul atenției și demonizării, cum ar fi importantul, valorosul scriitor Octavian Paler, care a devenit în textele plate ale unora bătrânul activist comunist, numai pentru că are o opinie cu care putem să fim de acord sau putem să nu fim de acord, dar Paler rămâne un nume de referință al culturii române. Demonizarea, chiar asta înseamnă, ca un om de vârstă,